într-un meci. Se spune că parcursul la 3 reprize, le revanșe pentru Lașcenco, dar sperăm să nu aibă niciodată această revanșă. Lașcenco, în ultimul meci a câștigat centrul de campion mondial Showtime în fața lui Hezdi Gherghez, Daniel Ghiță. Lașcenco, ultima oară când a luptat în K1, a pierdut în fața lui Freddy Chemaio. Asta în K1, pentru că au mai avut după aceea alte egale. Ia să vedem cum îl anunță pe Daniel Ghiță. Wearing silver with black, officially weighing 110 kilograms. 53 fights in his career so far. Ladies and gentlemen from Romania, Daniel Ghiță! Daniel Ghiță în ring. Ghiță! 3 reprize de 3 minute în acest match. Emoțiile dinainte începerii meciului. Daniel Ghiță este foarte bine pregătit. Să le spunem telespectatorilor că se antrenează de în ultimele 6 luni sau 5 luni de zile asta numai în Olanda pentru a se pregăti. Se și vede pe trupul său că este foarte pregătit. Relaxat, sunt sigur că are o tactică bună pentru acest meci. Hai, Daniel, sperăm să avem un meci frumos în această seară în care Daniel Ghiță să învingă. În short alb, Daniel Ghiță în și negru. Iată că începe. Lașcenco a început, a început meciul. Lașcenco punctează cu lovitura de stânga. Schimb de lovituri între cei doi, stânga-dreapta. Lașcenco, Daniel rămâne pe poziție, folosește lovitura de picior la corp foarte bine. Daniel se apără foarte bine, stă pe loc. Lovește Lașcenco, îi arată Daniel că n-are ce să pățească de la loviturile lui. Da, cred că trebuie se va baza pe tehnicile de braț ucrainianul. Foarte atent trebuie să stea Daniel. Bine, dreaptă peste stânga acolo lui Daniel Ghiță, foarte bine. Lovituri de picior. Trebuie să-și valorifice acest atu, tehnicile de picior Daniel, să-l țină la distanță pe ucrainian. Și să se bată cu el când vrea el. Foarte bine Daniel Ghiță, bine, lovitură de picior acolo și iată că îi dă o dreaptă. Lovește o dreaptă la Lașcenco acolo. Lovește foarte puternic la Lașcenco. Bine, Daniel Ghiță rezistă foarte bine la loviturile lui. Trebuie să-l țină la distanță. Dar nu trebuie să-l lase bine, să dea drumul. Lase, exact, pentru că are lovituri de braț foarte, foarte tare. Bine, trebuie să-l margine cu loviturile de picior. Da, să încerce mai mult loviturile pe coapsă și chiar mai înalte. Nu sta Daniel, bine. Lovește foarte puternic Serghei, ar trebui să miște puțin Daniel. Bine, da, croșet de stânga, lovitură de picior. A făcut o coborâre de nivel Lașcenco, a scăpat. Bine, direct de dreapta acolo, frumos Daniel. Dar trebuie să dea drumul și la brațe să... Să-și dea drumul la picioare, la picioare să-și dea drumul. Bine, l-a ficat acolo să-i taie. I-a înroșit deja fotul. Deja, bine, la picior, foarte bine Daniel până în acest moment. Atent, presiune foarte mare. Bine, brațele sus, bine, atent, bine la gardă, atent la gardă la brațele ucraineanului. Foarte puternic lovește cu brațele ucraineanului. Bine, a picat. Este. O lovitură de picior în abdomen. Vedem dacă se mai ridică. Bravo. Încă un minut din această foarte calm a fost. Bravo, Daniel. Daniel Ghiță. Super. Știa că a mai avut o problemă la Lașcenco. Bine, l-a picat acolo să-i rupă coastele. Un prim knockdown. Nu-l va lăsa acum, nu-l va lăsa, va lovi tot acolo. Baf, bine. Timp mai are suficient. Bine, Daniel, acolo, cu piciorul stâng la cor, foarte bine. Trebuie să țină la distanță, că bine. Bine, Lașcenco, bine, acolo, cu piciorul stâng, pe ficat. Bine, picioare la cor. Da, să iasă din corțile ringului. Bine. Bine, încă o dată, foarte bine. Cu lovituri de picior. Încă 20 de secunde din prima repriză. Lovitură de genunchi ar prinde bine acolo. Da. Bine, l-a ficat încă o dată. Iar rup brațele cu acele lovituri. Bine, Daniel. Și pe o parte și pe bine, cealaltă. Așa. Foarte bine, îl macine cu lovituri la corp. Iată cum s-a înroșit ucraineanul poate pe partea dreaptă. Prinde cu o lovitură directă de braț și un croșet de stânga. Și iată, s-a terminat prima repriză. Foarte bună repriza lui Daniel. Foarte calm, disputată. Cerebral, s-a apărat bine la tehnicile de braț cu care a început puternic ucrainianul și și-a dat drumul la loviturile de picior. Excelent. Observăm secvențe din, iată cum l-a lovit cu degetele în plex,
Da, o lovitură neașteptată. A văzut cu coatele destul de ridicate. Exact. Și este un luptător cu experiență destul de mare, dacă a reușit să-l iată aici o directă a lui. Iată loviturile în abdomen. Da, cu tibia s-a dus, n-a apucat să împingă cât ar trebui. Bine, cu degetele a fost, cu șiretul, da, a lovit în abdomen. Foarte frumoasă această lovitură. Începe a doua repriză, așteptăm să înceapă a doua repriză. În a doua repriză a picat Lashenko și în 2009. Foarte bine a luptat Daniel Ghisă, îl văd foarte motivat. Foarte concentrat. Exact. Pregătim de repriza a doua. Daniel Ghiță, Sergei Lashenko, suntem în gala Final Fight din Croația, în direct la DigiSport. Second out. În prima repriză, ucraineanul a fost numărat. Okay. Okay. Ready. A început repriza a doua. Cred că ar trebui să ia fața cu o lovitură Daniel de braț, după care să lovească lovitura de picior. Hai, Daniel, și cu un croșet de stânga. Lucrează mult pe reacție. Bine, acolo, Daniel, braț, picior, asta trebuie să facă. Trebuie să țină brațele sus, bine, acolo, are reacție bună, Daniel, foarte bine așa. Trebuie să-l domine, nu trebuie să-l lase pe Lashenko să vină în centrul ringului. Să nu lase să se apropie. Da, să nu lase să creeze un atac cu serii lungi de braț. Exact. Trebuie să-i rupă seria. Știe Daniel, știe ce are de făcut. Bravo, bine până în acest moment. Asta în centrul ringului. Începe să miște, dar este o lovitură de picior la cap, frumos. Înaltă. Iată ce explozie a avut în acel picior. Doar l-a șters un pic pe ucrainean. L-a șters, dar sunt sigur că a simțit-o. Bine, acolo, pe altă cealaltă lovitură, a început să relaxeze Daniel, să arunce. Cât de frumos lovește cu un picior și cu celălalt. Și cât de bine se apără acum, trebuie să continue Daniel așa cu deplasare, să miște bine picioarele. Nu trebuie să-i cedeze inițiativa. Pare derutat ucrainianul, lovește în gol. Bine în centrul ringului Daniel. Bine, din nou la corp lovește Daniel. Bine acolo, un croșet de stânga, repostează și el. Iată schimb de lovituri între cei doi. Vine Lashenko cu... Bine acolo, Daniel, lovitură de picior. Foarte bună tactica lui Daniel până acum. Trebuie să stea la distanță puțin mai mare, să miște mai mult. Da, bine, da, lovitură low kick acolo, îl prinde pe Lashenko. Îi taie atacul. Bine, iarăși lovitură pe coapsă. Da, asta e Daniel, foarte bine acolo. Așa. Trebuie să dea drumul la picioare. Încă un minut din repriza a doua. Se apără acolo de nouă repriză bună a lui Daniel Ghiță. Hai și un picior la cap. Da, exact. Bravo, Daniel, trebuia să pună brațul înainte. Foarte bine. O, bine, frumoasă acolo, directa de stânga. Braț picior, frumoasă combinație. Hai și un croșet de stânga. Se apără Daniel, se ferește frumos la mustață, cum se spune. Foarte concentrat, foarte atent Daniel Ghiță, lovitură cu piciorul stâng. Punctează cu brațul stâng, bine Lashenko cu serie lungă de lovituri, nu trebuie să stea acolo. Apărat. Daniel, n-are ce să-i facă, el e campionul acestei categorii. Bine. Foarte bine Daniel, 20 de secunde din repriza a doua. Bine, lovitură de picior. Dublă. Bine, încă una, frumos. Foarte bine, îl păcălește pe Lashenko, ar trebui să forțeze puțin acum. Din nou lovituri de picior, bine la distanță. Daniel, acolo, foarte bine, e bine așa. Bine, l-a picat acolo, i-a rog frumoasă repriză. Foarte bine. Iar roșu pe tot corpul. L-a măcinat, da, la Lashenko cu loviturile de picior. Daniel Ghiță este campionul Showtime. Să nu uităm că a venit după un meci spectaculos cu Henry Gergeș. Nu pot să menții aceeași formă tot anul, dar iată că este în formă și în această seară. Daniel Ghiță a demonstrat că are calități fizice extraordinare. L-a și lovit, iată, cu o lovitură ștearsă. Dacă era puțin mai în adâncime, sunt sigur că îl punea jos pe... Și aici încă din una. Nou, cât poate să reziste acest ucrainian. Acest ucrainian. Iată, dă dovadă de tehnică. Se vede că Daniel Ghiță practică acest sport de peste 20 de ani. Și ne arată ce înseamnă frumoasă. Să ai calități motrice. Da, da, și mobilitate să fii excelentă. La categoria super grea să ridici cu atâta ușurință piciorul. Asta nu înseamnă decât foarte, foarte multe ore de antrenament. Începe cea de-a treia repriză.
Este foarte concentrat, așa și trebuie să rămână concentrat până să termine acest meci. Un meci destul de dificil în care până acum a luptat foarte bine și și-a impus tehnica și o tactică, stilul foarte, și o bună. Tactică foarte bună. Repriza, sigur că va veni la Șencu la bătaie, ultima repriză. Dar trebuie să riște pentru că altfel nu mai are. Și știu că asta face de obicei, Daniel trebuie să-și mențină centrul ringului. Să fii atent, să nu-l lase braț, picior, asta e. Daniel când se mișcă e de neînvins. Dacă își mișcă picioarele, nu-l mai găsești. Nu trebuie să intre în jocul, în boxul lui la Șencu. Da, în brațe. Iată că începe al nostru cu lovituri de picior. Braț, bine, da, acolo, pe picat. Atunci când vrea să declanșeze ucraineanul tehnicile de braț, atunci să lovește drumul cu piciorul, și cu piciorul Daniel, da. Foarte bine, iată cum se apără. Îmi aduce aminte de Cassius Clay când făcea acele apărări senzaționale. Bine, l-a ficat acolo. Cât mai multe lovituri de picior. Este lovitură de picior la cap. Asta este totul. Cred că asta este totul. Bravo! Se ridică totuși ucraineanul. Incredibil. Acum. Nu cred că mai poate continua meciul. Eu vreau să mai continue, să-i mai dau una să-l termine. Nu. Nu, asta e tot. Asta este tot. În repriza a treia. Mai vrea. Mai vrea, dar se clătina. Daniel Ghiță învinge în această seară. Cel mai frumos knockout. Cel mai frumos knockout. Foarte frumos, Daniel Ghiță învinge în această seară cu o lovitură de picior la cap. Exact ce vorbeam mai devreme, exact. Dacă se mișcă cu siguranță. Iată peste stânga lui ce lovitură de picior de maestru. Asta înseamnă să super faci knockout. Marțiale kickboxing de peste 20 de ani. L-a pândit și relaxat s-a retras. A luat lovitura și l-a blocat-o și iată că i-a dat o lovitură de picior la cap spectaculoasă. Ce frumos a pândit. A și intrat în picior, în lovitura de picior. A avut dublu impact. Iată de frumos se relaxează și se retrage. Bravo, Daniel, asta înseamnă să fii campion. It's showtime, să fii campion ca unul în primii 8 din lume. Foarte bine și arbitru era de aproape de capul ucraineanului în caz de să-l... Suntem mândri că suntem români în această seară. Daniel Ghiță! O nouă victorie! Bravo, Daniel Ghiță! Daniel Ghiță câștigă prin knockout în repriza a treia! Și spune că iubește România ca de fiecare dată, cum ne-a obișnuit. And a round of applause.